Mai greu, dar fac greu și o ciorbă. E mai greu, mai ieftin la preț. Și da, fac o ciorbă. Și ăsta poate să-l taie doamna Aurica. Și fac o ciorbă din ăla. Din ăsta să-mi... Păi ăsta e 16 lei kilo, ăla fără os e 20 și ceva, deci e mai scump. Da. Corect. Din ăsta zic să-mi ia și... Și așa e în punguță sau l-ați băgat voi așa? Nu, păi mi-am adus o bucată mare. O bucată mare, da? Da, da. Gând, dacă mi-o luat și mie, trec și eu. Dar tot vârsta, să nu luați la caserolă, da, ca da, da, da. Mă, și la cotletul lui Andrei, care era, ăsta e 30 de lei. Da. Și normal da. E 25. Mm-hmm. Ai topit salitosul? L-ai băut, da? Da, mersi. Super, și eu am gustat. Da? Mm-hmm. Super. Și mie îmi place mult. Să trăiești. Auzi, Virel, smântânoaia e al nostru, nu? Da. Dar ce e frig afară? De ce? Am văzut că ne-am plecat mai gros. Nu e frig, dar fac grătar și stau afară.
pastă aici, bă, musco. Am crezut că iar mi-ai făcut. Ce? Am crezut că iar mi-ai făcut. N-am înțeles. Am crezut că m-ai făcut tot pe mine. Dar nu te-am făcut nici astăzi, Buri, tu te-ai făcut. Da, și tu ai confirmat. Te-am confirmat. Te-am confirmat în ce sens ești așa? Ai găsit, mă, muscul la mine, pe mână, unde tu tumbli. Uite. Nu ți-e frică că te mor? Nu? Ce ai zis că cine te-a blestemat pe tine? Ce? Cine te-a blestemat? Adică? Păi ai zis tu ceva. Când? Mai de mult. Că cineva te-a blestemat. Da, cineva m-a blestemat. Bun, cine altcineva? Nu știu cine altcineva, am plăsat. Cine cineva? Cine, ce persoană? Ce? De unde știi? De-ai comis. Cine ți-a zis? Păi ai zis că la cumpărături ți-a zis. Nu fă pe prostul cu mine. Vezi, asta nu-mi place, că tu mă crezi atât de prost. Nu fac pe prostul. Că după aia, păi, din moment ce tu îmi zici că mi-a spus, m-a mai aflat astăzi, că cineva așa... Da, măi, cineva m-a blestemat, mi-a spus lumea că cineva m-a blestemat. Ce? Păi, cu siguranță, soruta n-a zis așa, dacă... Ba da, zici cineva, vezi că te-a blestemat. Bun, cine? A zis-o, nu știu dacă a zis-o ca o persoană m-a blestemat, sau că a zis așa, că nu mi-a zis asta. Bine, mă, întoarce cu mine ca la Galați, da, nu întorc. Bine. Ok, fac și eu pe proastă, că te cred. Deci nu o întorc, Tina. Adică, până cât am trecut, cred că asta l-a s-a referit. De asta, dacă tu nu... Dar și acum am zis că cineva m-a blestemat. Da. Chiar m-a blestemat. Dar nu cred că veneai repede acasă să-mi spui, vezi că mi-a zis că cineva m-a blestemat. Și te-am întrebat cine, o să spun. Asta mi-ai zis. Da, am zis așa. Zi, bă! Ei, cu...